Foarte mulți bucureșteni au participat în această seară la procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer, organizată în fiecare an de Biserica Sfântul Vasile Victoria, în ajunul sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, unul dintre hramurile lăcașului de cult. În procesiune au fost purtate un fragment din lemnul Sfintei Cruci, dar și racla cu moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. La Biserica Sfântul Vasile Victoria din capitală, programul liturgic dedicat hramului a început încă din această seară cu slujba vecerniei mari unită cu litia. Mântuitorul Hristos ne cheamă să-L urmăm și să privim către jertfa sa, înmulțind rugăciunea și, bineînțeles, apropiindu-ne și noi, după putere, fiecare cu jertfa noastră în fața Mântuitorului Hristos. Sigur că întotdeauna la hramul unei biserici și mai ales iată la hramul Înălțării Sfintei Cruci, hramul bisericii noastre, încercăm să aducem slujbe înainte de Dumnezeu cu toată dragostea și cu toată mulțumirea și bineînțeles cu toată umilința. Iată că am săvârșit și noi în această seară vecernia mare unită cu litia și cu acatistul Sfintei Cruci. Crucea e un simbol pe care îl prăznuim cu foarte mare drag, având în vedere că e legat de Mântuitor și de tot ceea ce înseamnă mântuire. Cum aducem noi cinstire Sfintei Cruci? Prin puțină jertfă, în primul rând, indiferent dacă e devenit la biserică sau post sau fiecare ce poate, fiind puțin mai buni, poate, dacă reușim, și să avem grijă unii de alții. Ați venit și pentru procesiune sau ce v-a adus în această seară aici? Procesiune, dar în primul rând poate slujba și tributul care îl plătim cu toții prin închinare și prin rugăciune. Deci asta e înainte de orice. Cum aducem noi cinstire Sfintei Cruci? Tu cum anume o cinstești? Cinstesc Sfânta Cruce în primul rând făcând semnul Sfintei Cruci, chemând ajutorul Mântuitorului care s-a resignit pe cruce prin post și în principiu cred că și prin participarea la Sfintele Slujbe. Ce te-a adus în această seară aici? Am venit pentru că mi se pare foarte important simbolul acesta pentru noi creștini ortodoxi. După săvârșirea acatistului Sfintei Cruci, preoții, credincioșii și pelerinii au purtat în procesiune în jurul lăcașului de cult raclele cu un fragment din lemnul Sfintei Cruci și moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. A început tradiția aceasta frumoasă a procesiunii de aici și de ce anul acesta avem procesiune doar în jurul bisericii? Pentru că tradiționala procesiune de aici, de pe Calea Victoriei, era pe străduțele din jurul lăcașului de cult. Lucrul acesta se întâmpla undeva în anul 2010, când Părintele Patriarh Daniel a aprobat cel de-al doilea hram al bisericii acesteia. Este vorba de hramul Înălțării Sfintei Cruci, având în vedere că în biserică se păstra cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci care se găsea în România. Cu acel prilej, Părintele Patriarh a binecuvântat ca să întocmim o raclă în care este pusă acum această părticică din lemnul Sfintei Cruci și din anul 2011 am început să săvârșim Calea Sfintei Cruci, scară către cer, o procesiune care a dus multă bucurie credincioșilor. Mii și mii de oameni care au conjurat Sfânta Cruce și au urmat Sfintei Cruci. Sigur, ne dorim să reluăm această procesiune, însă la mijloc sunt mai multe impedimente pe care încercăm să le depășim. Sigur că sunt de ordin administrativ, local. Dorința noastră este să revenim pe Calea Victoriei pentru că va fi o binecuvântare pentru tot orașul. Sfânta Sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci ne-a adus aici cu inima către Iisus Hristos. Venim în fiecare an să ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în lume, pentru toți cei dragi, pentru toată lumea și găsim aici tot timpul o atmosferă foarte plăcută și toată procesiunea ne liniștește și simțim cu adevărat pacea lui Dumnezeu. Este o sărbătoare a Bisericii Sfântul Vasile cel Mare Victoria, la care noi venim în fiecare duminică și suntem foarte atașați de această bisericuță
și vrem să aducem un pic din jertfa noastră Sfintei Cruci, pentru că aici este cea mai mare părticică din lemnul Sfintei Cruci. În trecut ne plăcea când exista pelerinajul acela într-o formă mai de o amploare mai mare, pe Calea Victoriei până în Parcul Nicolae Iorga, dar noi ne bucurăm și așa în continuare în formatul acesta mai micuț. Tu de ce îți faci semnul Sfintei Cruci? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. În continuare, cele două racle au fost așezate spre închinarea credincioșilor într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult. Mâine, în ziua hramului închinat înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.